Care este valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de 2 adulți și 2 copii? Ei bine, față de septembrie 2021, valoarea este în creștere cu 19,7%. Conform Digi24.ro, potrivit raportului Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația României, valoarea coșului pentru o familie de 2 adulți și un copil este de 7.112 lei pe lună. Pentru o familie de 2 adulți fără copii este de 5.322 de lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 3.275 de lei. În raport se menționează că în perioada iulie-septembrie 2018, Sindex România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții au derulat o cercetare la nivel național pentru fundamentarea unui coș minim de consum pentru un trai decent pentru populația României. Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieri periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii, nevoi precum adăpost, alimentație, coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente, cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute. Așadar, valoarea pentru întreținerea unei familii în România depășește cu mult salariile pe care românii le primesc, relatează Digi24.ro.